ce faceți oameni radi, Bine ați revenit la un nou October și astăzi facem clipul cu ce am citit în ultima vreme și anume din iulie până... Hai să zicem septembrie, nu aș filma chiar și ce am citit în octombrie, în primul rând pentru că oricum sunt multe cărți și în al doilea rând încă nu s-a terminat luna octombrie și aș vrea să fac separat, nu știu, cred că octombrie, noiembrie, decembrie, nici nu știu exact. Poate, poate apuc să fac ce-am citit în octombrie. Mă gândesc, nu știu exact cum o să le împart, dar în acest clip mă uitam eu aici pe Goodreads. Aș avea 16 cărți pentru aceste 3 luni. Mai puține, de data aceasta, ultimul clip cu ce-am citit în ultima vreme a fost pe 2 luni și aveam 19 cărți. Vă dați seama, nu este o competiție sub nicio formă, deci nu vă închipuiți treaba asta, dar de regulă citesc mult. V-am mai povestit, am în plan și un clip cu sfaturi pentru a citi mai mult, dar și acela este în capul meu, are o viziune mai altfel, cum vreau să fac acel clip și durează puțin până am să-l termin, așa că mai avem puțin de așteptat până la acela. Problema mea este că întotdeauna îmi doresc să citesc atât de multe cărți și parcă nu am... Parcă nu mi-ajunge o viață să citesc tot ce vreau să citesc. Și probabil în anii următori o să apară și mai multe cărți pe care vreau să le citesc. Deci mi-ar plăcea să nu-mi trebuiască somnul deloc. Să nu îmi trebuiască să mă pot băga în priză, să mă încarc repede, repede și în timpul acela în care aș dormi, nu știu, să pot să citesc sau să fac orice vreau eu. Din păcate nu se poate. Am destul de multe cărți pe care vreau să vi le arăt să vă povestesc puțin despre fiecare, ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut, așa cât se poate de rapid. Multe din aceste cărți mi-au plăcut la nebunie, dar din păcate nu le-am în variantă fizică, le-am citit pe Kindle, dar să știți că o să urmeze un hol destul de mare, probabil la sfârșitul anului, în care o să mi le iau, pentru că sunt... Da, am un pitic pe creier. vă mai povestit, dacă sunteți noi pe canal, vă zic și vouă. Am un pitic pe creier, îmi place să colecționez cărți și chiar dacă citesc multe cărți pe Kindle, cam am Kindle Unlimited și pot să le împrumut să le citesc gratis, dacă mi-au plăcut super mult și mi-au rămas aici în sufletel, trebuie neapărat să le am și pentru colecția mea, visez să am o cameră sau măcar un perete întreg cu rafturi de sus până în jos, eventual să aibă și o scăriță din aia care se prime de colo-colo, colecționez cărți, sunt obsedate cărți toate bune și frumoase. Până una alta am să vă pun poză frumoasă aici pe ecran când povestesc despre cartea respectivă. Nici nu știu cu ce să încep. Hai să încep cu regina Small Town Romance-ului sau Cowboy Romance. Am aici două cărți scrise de ea. Autoarea mea favorită de anul acesta, clar. Am stat și m-am gândit, m-am răzgândit ce autoare mi-au plăcut anul acesta. Sunt multe. Sunt multe pe care le-am descoperit și mi-au plăcut așa mai departe. Dar, clar, cea mai mișto descoperire de anul acesta este Elsie Silver, cea care scrie, din punctul meu de vedere, cel mai mișto cowboy romance, small town romance, cele mai mișto personaje din acestea care te prind și are un stil de a scrie care pur și simplu uiți de viața reală și te bagă acolo în cărțile respective. Cel puțin așa a fost pentru mine și chiar dacă unele cărți, să zicem, sunt puțin mai slabe sau poate să fie repetitiv subiectul, pe mine nu m-a deranjat sub nicio formă. Tot m-a băgat acolo în poveste, tot am trăit odată cu personajele, tot ce au simțit ele, toate aventurile prin care au trecut, toate stările prin care au trecut și așa mai departe. Cred că am să fac la sfârșitul anului un top top cărți favorite, habar n am dacă o să reușesc să le cuprind pe toate. În orice caz, aici am început luna iulie cu această carte, aceasta fiind ultima din seria... seria... stați așa... Gold Rush Ranch este această serie. Este ultima, am citit-o, mi se pare că prin august, dar vă vorbesc așa una după alta pentru că nu are rost să, cite să vă zic despre aceasta, să intru în alte cărți și pormă iar să... Deci aici avem volumul 3 și volumul 4 din seria Gold Rush Ranch. Seria ei cea mai cunoscută este Chestnut Springs, cea care m-a băgat în această lume a ei. Să știți că sunt puțin conectate, adică în câteva cum este și seria nouă pe care o scrie Elsie Silver. Am să vă vorbesc și despre această serie tot în acest clip sunt conectate, adică personajele din Cesna Springs apar puțin și în aceste cărți și personajele din aceste cărți apar și în celelalte, deci sunt așa un pic conectate. Vă dați seama, nu să le citiți, în opinia mea, nu trebuie să le citiți într-o oarecare ordine. Serile în sine separate așa cum este aceasta sau Cesna Springs, v-aș recomanda, sincer să fiu, să le citiți pe volume cu toate că multe lume zice că nu trebuie să fie citite nici măcar pe volume. Eu v-aș recomanda treaba aceasta. Am citit volumul 1, volumul 2, le aveți frumos în celelalte clipuri cu ce am citit și aici avem volumul 3 și 4, după cum am zis. Aici îl avem pe Stefan. Stefan este aici în engleză, dar este Ștefan. Este Ștefan pentru că este român. Ce să vezi? Cu sora lui, care apare în acest volum, este ea personaj principal în acest volum, Nadia. Deci îl avem pe Ștefan și pe Nadia. Deci îl avem pe Ștefan, în această carte, care este un om foarte, foarte morocanos. Na, ca în multe cărți uh, romance, avem un om morocănos și ea este o femeie super, super mișto. este veterinar. El, uh, domnul Ștefan, deține o fermă, tot așa, de cai. Duce mulți cai la curse, toată seria aceasta se învârte în jurul cailor, în jurul curselor de cai și așa mai departe, crescătoriilor de cai. Am zis că el este moroconos, ea este veterinară, este o femeie foarte puternică, mi-a plăcut la nebunie personajul ei, care a trecut prin multe lucruri nasoale până la vârsta la care este în carte și el la fel amândoi au ceva traume din trecut. Ea are această traumă că nu este bună de nimic. Toată lumea o considera bună doar de și să fie femeie în casă și așa mai departe. Nu să stea să studieze, să ajungă cine știe ce doctoriță și așa mai departe. Și s-a luptat toată viața cu treaba aceasta. Cei doi se întâlnesc și formează o conexiune foarte, foarte mișto. Relația dintre cei doi mi-a plăcut la nebunie. Și toate cărțile scrise de Elsie Silver sunt super romantice, te face să îndrăgești toate personajele și au și doza aceea de umor. Și aceste cărți au la fel. Deci au câteva faze în aceste cărți de râd, de mă de tot cartierul. Râd cu zgomot, cum ar veni. Râd ca lumea, nu așa zâmbesc sau râd în gând. Nu, râd în hohote. Și după cum am zis, în acest volum numărul 4 și ultimul avem, o avem pe sora lui Ștefan, Nadia, care se îndrăgostește de cineva mult, mult mai în vârstă ca și ea. Nu foarte, adică nu vă imaginați că el are 80 de ani și are 20. Dar e diferența asta de vârstă. El la fel, un, un morocănos. Ea este foarte determinată și este foarte plină de viață și așa mai departe și vă dați seama că între cei doi se înfiripă ceva. Dacă nu ați citit cărțile scrise de Elsie Silver, vă rog frumos să o faceți și îmi doresc din tot sufletul să fie traduse și în România, cu toate că v-am zis, am, am, o problemă cu cărțile române care au și spice în ele, care sunt traduse în română, în sensul că nu mi se par la fel de... nu au același farmec. Dar știu că nu multă mai citește în engleză și îmi doresc din tot sufletul ca că aceste cărți să ajungă la cât mai multă lume, pentru că sunt niște cărți care îți dau o stare de bine, niște cărți drăguțe, niște cărți care te fac să râzi, te fac să treci prin toate sentimentele posibile. Evident, dacă vă place acest gen. Pentru că dacă nu sunteți pe aceeași lungime de undă cu acest gen, clar nu o să vă placă. Și dacă tot suntem la capitolul Elsie Silver, hai să vă zic acum, ca să nu stau oameni să mă lungesc. A scris o carte ce a apărut luna trecută, în septembrie, Wild Eyes. Am citit primul volum, nu l-am aici la biblioteca cealaltă. Primul volum se numește Wild Love și aici este Wild Eyes. Este seria ei nouă cu tați singuri, sau mă rog, părinți singuri. Nu știu exact despre ce o să fie al treilea volum. Mi se pare că este și o mamă singură pe acolo. Nu știu sigur. Dar primele două volume sunt tați singuri. Ea mi se pare că a excelat cu acest trop, acest subiect de tată singur în prima ei serie, Cisna Springs, în volumul al doilea. Este una dintre cele mai reușite cărți ale ei aceea aceasta. Și ce a zis draga noastră? Hai să fac o serie pe subiectul ăsta. Scrie atât de bine acest subiect, tată singur. Te face să îndrăgești acel bărbat, că îl vezi așa de drăgălaș cu copii și responsabil și așa mai departe. Plus bărbat bine, toate cele. Avem aici Wild Eyes. Unde avem următoarele? l avem pe... Stați că... pe telefon. Stau foarte prost la capitolul nume. Cred că v-am mai spus nume și cifre, mintea mea este pe câmpii, efectiv. Uh, Western, West și ea este o vedetă care vine să se recreeze West, Skyler, ok, Skyler. Ea este o vedetă foarte, foarte cunoscută. În primul volum avem treaba asta în care sora lui West și cu, iar am cum cheamă, sora lui West și cu Ford în primul volum ridică bazele unei unui sanctuar din ăsta, unei case de discuri și sanctuar în același timp pentru vedete, să vină să se recreeze acolo, să poată să compună melodii, să poată să înregistreze și așa mai departe. Și fata noastră, Skyler, vine aici în acest loc, vrea să se ascundă de lume, vrea să se ascundă de toți paparații, de părinții ei care au exploatat de când era mică, și pur și simplu vrea să se regăsească. Începe foarte, foarte amuzant această carte, se întâlnește din prima cu West. Ea încerca să facă niște poze pentru Instagram la un urs dintr la care era super periculos, mare și așa mai departe și asta o vede West, ce faci, măi, femeie aici, nu vezi că îi mai ursul și încearcă să o salveze, ea nu că vreau să fac o poză pentru Instagram. A fost o întâlnire foarte, foarte haioasă și vedem pe parcursul acestei cărți cum cei doi formează o conexiune. Ea este Super rănită de toată lumea din jurul ei, fiind exploatată de părinții ei, n-a avut pic de iubire în viața ei și îl vede pe West, care este un tată minunat cu cei doi copii ai săi, se formează o conexiune atât de frumoasă între cei doi și o poveste de dragoste cu nu am mai... Acum exagerez, cu nu am mai citit, dar mi s-a mai întâmplat treaba asta la cărțile scrise de această autoare, pur și simplu. Mi s-a făcut pielea de găină și avem impresia că eu sunt aia acolo în carte. Asta îmi place la aceste cărți, că te face efectiv să ai niște fluturași în stomac. Te face zici că sunt adolescentă care se îndrăgostește pentru prima oară când citesc aceste cărți. Așa mi se întâmplă. Da, se formează o relație foarte, foarte frumoasă între ei. Mi se pare că descrierea acestui personaj, acestei fete, Skyler, mă duce cu gândul la cântăreața aceasta, cum o cheamă, Sabrina Carpenter? Cred că așa o cheamă. Am mai ascultat melodiile ei, îmi place și mi se pare atât de frumușică și când am citit descrierea acestei fete, direct cu gândul la m-am dus, mai ales că și ea e cântăreață și West descrierea lui și cum este el, cum se comportă el în această carte, că este un tată minunat și cu ea relația pe care își o formează cu Skyler, genial! Deci este genial! Mi s-a părut atât de mișto această carte. Este una din favoritele mele. Cred că mi-a plăcut un pic mai mult față de prima, Wild Love foarte, foarte mișto. Nu vreau să mă lungesc foarte mult. Cred că am vorbit o groază doar despre aceste trei cărți și mai am o groază despre care vreau să vă povestesc. Deci trebuie să ne oprim aici, pentru că dacă aș putea să vorbesc despre aceste cărți ore în șir, nu cred că m-ar mai opri nimeni încheiem subiectul Elsie uh, Silver pentru acest clip. Legacy. de Legacy. Avem aici... Această carte este o carte epilog. Cred că multă lume a auzit de seria Off Campus, multă lume a citit-o și probabil ați citit și această carte. În cartea aceasta avem uh, toate cele patru cupluri din seria Off Campus. Fiecare are câte o, câte o bucățică dedicată, au câteva capitole dedicate în care vedem cum este viața lor după, după universitate, cum este viața lor de cuplu, ce obstacole întâmpină în cele patru cupluri. Este o carte amuzantă, romantică, spicy, mi s-a părut super mișto, mai ales ca un deznodământ al uh, seriei, mi s-a părut super, super mișto. Chiar dacă au câte puține pagini alocate, mi se pare că totuși se întâmplă ceva. Nu este numai așa niște spice pe acolo, niște, uh, niște pupici, niște îmbrățișări, niște cuvinte drăguțe și așa mai departe. Mi se pare că fiecare poveste are câte ceva care se întâmplă și amuzant, niște lucruri care îi pune așa în niște situații dificile. Chiar mi s-a părut o carte mișto pentru a încheia seria. Am să vă vorbesc rapid despre aceste două cărți. Nu mă întrebați cum am ajuns la ele, vă rog frumos. Citesc cărți dubioase, asta este clar. Cititul pentru mine am mai zis-o, nu cred că o să -mi... De fapt, stați așa că s-a întunecat un pic. Ia să facem un pic așa de atmosferă cu veioza. Clar, cititul pentru mine este o pasiune, este un mod de a ieși pur și simplu din viața reală și îmi place să citesc tot felul de dubioșenii, dar că romans, îmi place să citesc romans, pe acestea nu le încadrez la capitolul dubioșenii. Pe aceasta o încadrez un pic la dubioșenii. Cum să-i zic eu la asta? Alien romans? Avem un romans cu extraterestri? Asta este un pic dubioșenii. Dar mi s-a părut că este o carte bună de umplutură. Când citesc cărți, nu știu, mai, mai dark sau cărți care mă dau peste cap, cărți care pur și simplu nu pot să-mi iau gândul de la ele, am nevoie de niște cărți de umplutură. Și am tot văzut pe internet aceste cărți cu Ice Planet Barbarians, sunt niște cărți foarte, foarte scurte, sunt multe volume, dar le-am pus acolo pe Kindle să le am și eu când am nevoie de o lectură rapidă, ușoară și așa mai, mai scoasă din realitate cu totul, scoasă de tot din realitate, adică nu poți să zici că o pot compara, că și dar Romensul este scos din realitate, nu, nu aș accepta așa ceva în viața reală sub nicio formă, dar ficțiunea este ficțiune în opinia mea și mă bucur de acea ficțiune, mă, mă bucur de acea carte, dar asta este un pic de pe altă planetă. Efectiv. Am citit Ice Planet Barbarians, primul volum, și am citit novela care urmează după acest volum, Ice Planet Honeymoon. Este vorba despre niște fete care au fost răpite, duse pe o navă, să fie duse pe nu știu ce planetă, mă rog. Erau tratate destul de nașpa pe acea navă, și personajul nostru principal din această carte din Ice Planet Barbarians, Georgie, face ce face cu celelalte fete de bă, ajung să scape dar ajung pe o planetă unde este super, super frig, dau de niște extraterestri care le ajută, dar dau de niște extraterestri care erau pe punct de extinție, pur și simplu nu mai aveau cu cine să te împerecheze, ca să așa, ca să formeze alte ființe pentru acea planetă. Și dau de aceste fete, ei nu se înțelegeau între ei, pentru că nu vorbeau limba ele nu vorbeau limba respectivă. Cu tehnologia rămasă de pe nava ce a picat pe această planetă, reușesc să se înțeleagă. Mă rog, este un alien romance în toată splendoarea lui, ca să zic așa. Vă dați seama că nu mi se pare că are cine știe ce substanță această carte și nu mi se pare că are un subiect, o acțiune prea dezvoltată. Este o carte atât de ușurică, cu spice, într-adevăr, destul, pentru cât de mică e cartea, are destul, dar mi s-a părut ceva Ai, de umplutură, de Bun, trecem peste, da? Avem Bela Mi se pare că v-am mai povestit așa pe scurt în anumite vloguri despre această carte. Când am descoperit-o, mi-a plăcut la nebunie și în continuare îmi place, nu mă înțelegeți greșit. Încă nu am apucat să citesc celelalte volume, dar abia aștept. Nu este pentru toată lumea, este o carte gotică. Să știți că este o carte young adult, adică nu are nimic spicy de ochiat. Are așa câteva scene de tensiune, are așa câteva scene în care cele două personaje care sunt în rolurile principale au niște apropieri, dar nu este o carte cum sunt celelalte pe care le-am mai tot prezentat, cu spice, cu scene descriptive și așa mai departe. Dar este o carte gotică despre o fată care tot învinge moartea, este ceva deosebit la ea, am uitat cum o cheamă, din nou o cheamă cumva. Signa. Ea este, da, Signa Farrow. Este vorba despre această Signa Farrow care tot va, va de moartea, ajunge la o rudă de ei după ce mor părinții, apoi după ce moare și acea rudă ajunge la alte rude, unde aici se desfășoară acțiunea, ajunge în această casă unde ea, apropo, vedea spirite, vedea fantome și așa mai departe, putea să comunice într-o într oarecare măsură cu aceste spirite și ajungem în această casă unde avem o crimă. Mă rog, o crimă. A s-a întâmplat să moară doamna acestei case, au rămas copii și împreună cu unchiul ei, mi se pare că era. În orice caz, ea pe parcursul acestei cărți vrea să descopere de ce a murit persoana respectivă, pentru că ea tot o vede că bântuie prin casă și este foarte turmentată își dorește să afle ce se întâmplă pentru că și fica ei prezintă aceleași simptome pe care le prezenta și mama ei înainte să moară. Îl descoperă că a fost otrăvită și este otrăvită. Cu cine credeți că începe ea să descopere aceste mistere? Cu moartea. Moartea care, n-a tot timpul era prin jurul având în vedere că multă lume murea de pe lângă ea. Fata noastră se îndrăgostește de moarte, moartea la fel. Moartea care este un bărbat super chipeș îmi place descrierea lui, am ascultat și din audiobook, mi-a plăcut la nebunie vocea care a citit acest personaj. Super, super mișto. Este o carte ce m-a prins, fără doar și poate, și este o serie pe care vreau să o continui neapărat. Este o carte numai bună de citit în această perioadă, pentru că are acea doză de gotic, puțin horror, nu vă imagina, nu e, da... Nu aș putea să numesc această carte horror, având în vedere ce cărți există. Dar are așa doza aceea de spooky, cu fantomele acelea de prin jur, cu oamenii care mor otrăviți și așa mai departe, cu toată descrierea lucrurilor înconjurătoare, mi se pare că dau acea doză de un înfricoșător. Foarte mișto scrisă, mie mi-a plăcut super, super mult și vreau să văd cum se continuă neapărat. Această carte este o carte sports romance, îmi place la nebunie sport romansul, dar această carte... Stați așa cum mi-a picat. Această carte, vă zic sincer, că nu m-a prins. Adică am citit-o până la capăt, este destul de scurtuță. Tot ce pot să vă zic este că a fost o carte drăguță. Mie mi se pare că, mi se pare că în această carte, da, este fake dating. Din câte mi-amintesc. El este jucător la universitatea respectivă de... Am uitat cum se cheamă sportul acesta. Îmi stă pe limbă. Nu pot să gândesc acum vedeți după copertă. Ea avea această pasiune cu fotografia, a avut o relație destul de nașpa în trecut și ca să scape de ea, acel fost iubit, face un pact cu băiatul nostru, James, să se prefacă că sunt împreună. A fost o carte simpatică la momentul ăla, am citit-o repede, este scurtă, nu este o carte care să-mi fi rămas întipărită în căpuț, nu. Clar, nu? Când o lectură nu prea mă dă pe spate, nu prea știu ce să zic așa mult despre ea. Nu m-a dat pe spate. Nici nu știu dacă o să citesc al doilea volum, cu toate că l-am în bibliotecă, trebuie să mă gândesc bine dacă vreau să-l citesc sau dacă vreau să dau seria mai departe, că nu m-a dat pe spate. În schimb, în schimb, această carte este una din lecturile mele favorite de anul acesta, fără doar și poate. Play Along de Liz Tomfordy. Ford, Tom așa am înțeles că se citește. Habar n-aveam. Mă rog face parte din seria Windy City și este una dintre seriile mele favorite. Deci, ce mă dă pe spate Elsie Silver, dar și această autoare mi se pare că este una din reginele sports romansului. Din punctul meu de vedere, scrie această femeie în așa hal încât te face să îndrăgești personajele instant. M-au captivat toate cărțile. Prima carte nu a fost favorita mea, dar mi-a plăcut în așa fel încât să vreau să continui e bine, volumul 2, 3 și volumul 4, care cred că este favoritul meu. Una dintre cele mai mișto serii în care avem o treaba asta de, Eu nu știu cum se poate traduce în română, found family. Ei nu sunt toți rude de sânge, dar își formează această familie foarte, foarte mișto. Au multe scene în care se întâlnesc cu toții. Toate celelalte personaje din celelalte volume apar în fiecare volum în parte, chiar și în acesta. Au tot felul de întâlniri la unii dintre ei acasă, fac grătare, fac tot felul de mese, se întâlnesc cu toții și petrec timp împreună. Mi se pară super cozy acele scene și super așa pe sufletul omului, îți dau o stare de bine și sunt și amuzante pe locuri pentru că n-a se înțeapă unii pe alții, fac miștouri, glume din astea, glume din astea pe care doar ei le știu, foarte, 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 foarte mișto. În această carte avem căsătorie din greșeală și puțin căsătorie de conveniență, se prefac că sunt împreună, el este jucător de baseball, mi se pare, baseball parcă era sportul în această carte, el este îndrăgostit până peste cap de doctoriță, mă rog, nu era neapărat doctoriță, da, fizioterapeut sau ceva în genul. Mă rog, doctorița echipei respective nu era cea principală, avea o echipă de doctori și ea era subalternă și el este îndrăgostit din prima clipă în care o vede, ea la acea clipă era logodită, dar locuna se rupe și ajung toți, echipa respectivă, cu toți doctorii, cu toată, toată lumea din spatele echipei, ajung, mă rog, să joace nu știu ce, meciuri pe cine știe pe unde și s-au trezit undeva prin Las Vegas și au băut, s-au distrat, se trezesc a doua zi de dimineață cei doi căsătoriți. Nu prea așa minteau, dar ideea este că pe parcurs se trezesc din șoc și așa mai departe, realizează că sunt căsătoriți. Ideea este că ei nu aveau voie să fraternizeze. Fiind în aceeași echipă, el jucător, ea lucra pentru acea echipă, nu aveau, nu prea era ok. Când se află, vă dați seama că cei doi zic, păi nu, noi chiar ne iubim și vrem să rămânem împreună și suntem căsătoriți pe bune. Nu a fost așa o chestie de, de beție. Fac treaba aceasta pentru că ea poate să-și piardă jobul, el poate să-și piardă la fel jobul și așa mai departe. Vă dați seama, el este oricum topit după ea și pe parcursul cărții vedem cum încearcă să o cucerească. El are niște mici traume, are și abubele ei în sensul că a fost săraca traumatizată fiind femeie în domeniul acesta unde erau foarte, foarte mulți bărbați, a fost tratată destul de prost. A dat de mulți misogini, fiecare dintre cei doi are câteva probleme din trecut, dar relația care se formează între aceste două personaje este atât de frumoasă și el este un personaj masculin atât de mișto. Mi-a plăcut la nebunie, cartea. La nebunie. Fără doar și poate sunt total fascinată de această serie și o să rămână undeva în sufletul meu. Acestea sunt niște cărți pe care le-aș reciti în secunda numărul 2. La fel ca și cărțile de Elsie Silver, sunt câteva cărți pe care le-am în bibliotecă, pe care le-aș reciti fără doar și poate. Aceasta este una dintre ele. Am reușit să citesc și eu, în sfârșit, volumul al doilea din această serie, Made. Este o serie mafia romans. Am citit primul volum, mi se pare că anul trecut sau cu doi ani, nu mai știu sigur. A fost ok, nu m-a dat pe spate, având în vedere că am citit o groază de alte cărți mafia romans care mi-au plăcut super mult. Primul volum nu m-a dat pe spate, dar al doilea volum... Cine zicea că primul volum este mai nașpa și să continui cu seria, a avut dreptate fără doar și poate. Oameni buni, deci atât de mișto a fost acest volum și relația dintre cei doi și spice din această carte și câte lucruri se întâmplă, absolut genial. Vreau neapărat să mă apuc și de volumul al treilea, pentru că am înțeles că este la fel de mișto ca și acesta. Oricum, această serie, Made, mi se pare că este super potrivită pentru cei care vor să înceapă să citească Mafia Romans, dar nu știu de unde să se apuce. Mi se pare o introducere destul de ok în această lume. Să vedem cum este și volumul al treilea, v zis, nu l-am citit, dar cele două volume din această serie chiar mi se par ok de început, dacă vreți să intrați în lumea aceasta a Mafia Romansului. Am aici Powerless și Powerful. Cele două cărți care au rupt internetul, cel puțin aceasta când a apărut. Este o serie fantasy, este o serie young adult, young adult, new adult. Duce un pic spre Regina Roșie, spre Hunger Games. Clar m-am dus cu gândul la cărțile acestea, m-am dus cu gândul și la divergent pe alocuri pentru că avem aici două societăți, cea de jos unde sunt oamenii aceia săraci, care n-au nicio putere și așa mai departe, și mai avem și oamenii, oi de sus, conducătorii, cei care au tot felul de puteri și așa mai departe. Odată, la ceva vreme, se organiza un concurs cu tot felul de concurenți din fiecare district, din fiecare loc, fiecare își câte un reprezentant să meargă la acest concurs pentru a-și demonstra puterile. Ei bine, în acest concurs participă și unul dintre băieții regelui, mâna dreaptă a viitorului rege, deci avem doi frați, unul care ajunge pe tron și unul care face treburile murdare. Cel de care nu aveau așa mare nevoie, adică îl puneau în față să fie cel care se luptă, cel care păzește tronul pe frate sus și așa mai departe. Mă rog, deci participă și el. El este un om destul de puternic, cu o putere deosebită și avem pe fata noastră, care o cheamă Payden, da, care era în categoria ordinary, erau oamenii ordinari. Mai să știți că subiectul acestei cărți nu este unul le mai întâlnit. Și tot ce se întâmplă în această carte, vorbim aici despre Powerless, tot ce se întâmplă în această carte, clar, am întâlnit în Regina Roșie, am întâlnit în Hunger Games și așa mai departe, deci nu este nimic deosebit. Dar vă zic sincer că m-a prins, M-a prins această carte și mi-a plăcut. Toată acțiunea mi-a plăcut. Nu m-a plictisit. Pe mine nu m-a plictisit. Sunt atât de multe păreri împărțite pe internet, pe mine nu m-a plictisit. Am citit-o într-un moment în care chiar aveam chef de o astfel de carte. M-a făcut să mă îndrăgostesc de personajul masculin din această carte. Cine îmi zicea că o să-l îndrăgesc mult, a avut dreptate. Îl avem pe cai. Mai m-am Este unul dintre personajele masculine care îți fură mintea Super mișto și modul în care se comportă cu fata noastră te face să te topești. El e mai bărbatul puternic, na, de la casa regală și așa mai departe. Descrierea lui este de zile mari. Pe mine m-a prins această carte. Mi-a plăcut, vreau să continui cu această trilogie, dar am citit novela. Nouvela care are la bază prietena fete din cartea aceasta. O avem pe Payden și avea o prietenă pentru că rămăsese fără familie fata noastră, rămăsese pe străzi sau a prietenit cu o fată Adina. Și aici avem mica ei poveste. De când pleacă Payden la casa regală pentru acel concurs, avem poveste ei și, mă rog, avem poveste ei. Nu vreau să vă dau prea multe spoilere. Este o carte tristă, dar vă zic sincer că nu m-a prins așa de tare povestea acestei fete. A fost ok, dar m-aș fi lipsit de ea, sincer. M-aș fi lipsit de ea. După ce am citit această carte, parcă nu mai îmi venea să citesc volumul al doilea. Vreau să-l citesc, nu mă înțelegeți greșit, în continuare vreau să-l citesc, dar eu după ce am citit această carte am zis, gata, vreau să mă apuc de volumul al doilea. Dar am zis, hai măi, să citesc și novela, că na, asta este ordinea. După ce am citit novela, nu mai mi-a venit să citesc și al doilea volum așa imediat. A trebuit să fac o pauză, dar chiar vreau să continui cu această trilogie, cu toate că am auzit că volumul al doilea nu este chiar așa de reușit. Acum să vedem. De regulă, când aud păreri din astea mai uh, proaste despre o carte, păi mă duc spre cartea respectivă, pentru că, de obicei, mie îmi place. Când îmi place o carte super, super mult și intru pe Goodreads să văd ce mai zice lumea despre acea carte, văd mai review-uri de două steluțe, trei steluțe, ce nașpa a fost și așa mai departe. Și o să sunt ceva în genul, păi da, dar eu am dat 5 stele, deci mie îmi place la nebunie. Cum facem? De aici vedem, avem gusturi diferite, avem chestii care ne plac total diferite și așa mai departe. Deci, da, pentru mine seria aceasta Powerless este o serie care mi-a plăcut și pe care vi-o recomand. Dacă v-au plăcut seriile pe care vi le-am menționat, Regina Roșie, Hunger Games, Divergent, dați-i o șansă și la aceasta, având în vedere cât timp a trecut de când am citit aceste cărți. Regina Roșie nu mai zic, a trecut o veșnicie. Hunger Games la fel. Divergent, nu mai zic a trecut multă vreme și nu sunt proaspete la mine în minte, deci nu m-a deranjat să citesc o carte care seamănă destul de mult cu ele. Citiți-o măcar pentru personajul masculin în această carte. Neapărat. Neapărat. Acum am o carte pe listă. Stați așa să aranjez microfonul. Am o carte pe listă pe care am citit-o și mi-a plăcut. La nebunie, dar este super tabu. Super tabu. Și super spicy și super 18+. Plus. Să las această copertă aici. Aș încadra-o clar la categoria Dark Romance. Este o carte cu niște subiecte grele. O aveam de mult pe listă. Îmi place cum scrie această autoare la nebunie. Îmi place super mult cum scrie Pam Godwin. Am mai citit încă o carte scrisă de ea, tot așa cu subiecte destul de greoaie, cu subiecte nu pentru stomacul tuturor. Acesta nu pot să zic că este cu lucruri foarte violente. Sunt niște discuții pe acolo. Într-adevăr, sunt niște lucruri dark, sunt uh, subiecte greoaie, dar nu vă imaginați că e cu sânge cu toate Cea pe care am citit, o anul ăsta sau am trecut, nu mai știu sigur. Tot de această autoare avea câteva scene mai violente. Aceasta nu. Dar uh, este o fată care se duce la un colegiu de fete. Este trimisă cu forța de maică sa la acest liceu, maica sa este o femeie super puternică, ea are mai mulți copii, printre care și fata aceasta pe care o trimite la școala respectivă, ca să primească o disciplină destul de zdravână. Este o școală religioasă, aș spune, unul dintre profesorii din această școală este un preot care a fost milionar, este încă super chipeș, nu este bătrân în această carte, nu vă închipuiți treaba aceasta, este, este tânăr. A trecut prin niște traume și omul a zis, gata, renunț la tot, Mă duc să-mi dau toate treburile astea pentru a fi preot și gata, mă ascund la această școală, să nu mai știe nimeni de mine și așa mai departe. Vine fata noastră care îi dă lumea peste cap și, da, este o relație între profesorul student și, da, el este preot. Dacă sunteți cu aceste cărți, dar Romance, super spicy, dar să știți că are și plot, are și acțiune. Citiți-o. Știți cartea Priest? Mie nu mi-a plăcut. Dacă v-a plăcut acea carte, o să vă placă și aceasta. Dar dacă nu v-a plăcut Prist, cred că o să vă placă aceasta. Deci mie nu mi-a plăcut Prist. Eu nu, nu, am putut să duc cartea aia până la capăt. Nu știu, mi s-a părut atât, de plictisitoare și personajul masculin din cartea aceea mi s-a părut plictisitor. Mi s-a părut plictisitor, nu? Da, a fost spicy și acea autoare, Sierra Simon, scrie foarte, foarte mișto cărțile astea spicy. Cam am citit cărți scrise de ea care to toate cărțile ei sunt super spicy și cu subiecte controversate. Hai să fim serioși. Dar Priest nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Da, este un subiect tabu, este o carte tabu, dar nu m-a prins cum m-a prins aceasta. Din punctul meu de vedere nu se compară. Și asta este mult mai bună. Dacă ați citit Priest, v-a plăcut, nu v-a plăcut, citiți această carte. Nu contează, citiți-o. Da, altă carte care nu m-a dat pe spate. Când am citit o la momentul respectiv, nu știu dacă eram în cheful necesar, eu voiam o carte cozy de toamnă și peste tot era recomandată această carte, ba chiar și eu am pus într-un într clip cu recomandări pentru toamnă, am pus așa un TikTok, mi se pare, sau și pe Instagram, în care arătam mai multe cărți. Dar mi-a luat țeapă, pentru că nu este cu subiect de toamnă. Într-adevăr, e o carte destul de cozi, având în vedere că se întâmplă într-un orășel micut și așa mai departe, dar nu este o carte care se desfășoară toamna. Nu este o carte care să te ducă cu gândul la toamnă. Și nu m-a dat pe spate, pur și simplu. Nu m-a dat pe spate. Mă, mă credeți că nici nu mai știu exact ce se întâmplă. Mi se pare că ea se duce să facă nu știu ce job la o fermă unde se filmau niște scene pentru un film sau pentru un serial. Nu mai știu exact. Și colmea că ferma aceea este uh, ferma tatălui ei, tatăl care a divorțat de mama ei, mama ei a murit și nu a păstrat legătura cu tatăl ei, cu familia tatălui și așa mai departe. Acolo la ferma aceea este și un personaj masculin cu care se înfiripă ceva, vă dați seama, na, ca în orice carte romans, dar nu, nu, a prins. Chiar și pentru o carte, de exemplu, care este cu subiectul de small town romans, cowboy romans și așa mai departe, nu mi-a plăcut așa de mult. Nu știu de ce am dat triste luțe. Vă zic sincer, cred că i-aș fi dat mai degrabă două steluțe, dacă stau bine să mă gândesc. Acum că a trecut ceva verme de când am citit-o, vă zic sincer că i-aș da două steluțe. Cred că am să și schimb pe Goodreads. A fost o carte lejeră, dar pe care am citit-o destul de greu, pentru că nu eram în starea necesară. Bun, încă o carte am văzut-o de foarte, foarte multă vreme pe internet. Multe fete pe care le urmăresc recomandau această carte. Multe fete pe care le urmăresc pentru că avem gusturi similare. Recomandau această carte. Este o carte dark romance. Cu subiecte grele. Cu subiecte super, super grele. Stil beating. Avem un el și o ea. El este logonicul surorii ei. Personajul nostru feminin este răpită împreună cu logonicul surorii ei. Sunt răpiți și închiși într-o pivniță de către un criminal în serie care era dus cu pluta. Răpea oameni care n-aveau treabă unul cu celălalt, îi răpea, îi băga în această pivniță și îi ținea acolo, îi punea să facă lucruri oribile și îi se întâmplau lucruri oribile, ca să-i facă să se îndrăgostească unul de celălalt și apoi să îi omoare. Deci este un subiect greoi, super greoi, super dark. M-a dat un pic peste cap acest subiect, dar mi-a plăcut cartea mi-a plăcut cum este scrisă. Mi-a plăcut și cum uh, se formează relația dintre cei doi, cum reușesc să treacă peste toate lucrurile oribile ce li s-au întâmplat. Partea asta cu răpitul și ce se întâmplă cu ei în pivniță nu este foarte, foarte lungă. După aia avem viața lor după. Ce se întâmplă cu ei după toată trauma aceasta, cum reușesc să treacă peste traumele acestea și ce se întâmplă în fine cu cei doi. A primit 5 soluții din partea mea pentru că este foarte bine scrisă, este al naibii de captivantă, chiar dacă se întâmplă lucrurile acestea oribile în această carte, este super captivantă și vrei să vezi ce se întâmplă, vrei să vezi cum se dezvoltă relația dintre cele două personaje, unde ajung, ce mai fac și așa mai departe. Pentru iubitorii Dark Romance și pentru iubitorii acestor cărți, o recomand, fără doar și poate. Am schimbat și bateria. Baterie schimbată, am uitat ce ziceam, știu că vorbeam de steel beating, pe care vă recomand By Frenzy I Ruin. Este cartea numărul 5 din uh, seria Sins of the Fathers. Este o serie ce continuă după Camora Chronicles și Born in Blood. Seriile Mafia Romans care sunt undeva pe primul loc acolo pentru mine, scrise de Cora Riley. Această serie este cu copiii din cele două serii. Și aici avem pe băiatul uh, din uh, Camora, băiatul lui Remo. Îl cheamă Nevio și o avem pe Aurora care este fata lui Fabiano, care Fabiano era mâna dreapta lui Remo. Ambele personaje sunt de acolo, din Las Vegas. În celelalte volume am avut tot felul de combinații, unul de colo, unul de colo. Aici avem pe Nevio, care este cu Aurora. Aurora noastră este obsedată de el de când s-a născut. El nu prea a băgat-o în că era acolo din familie, el este dus cu Pluta a rău de tot, adică este unul dintre personajele acelea masculine care e un pic trul rău de tot, foarte pe violență, nu prea se gândea la oamenii din jur, nu prea își dorea povești din astea de iubire, face niște măgării omul ăsta și subiectul cărții este foarte, este foarte controversat, o face pe aurora noastră să se îndrăgostească și mai tare, dar cumva în opinia mea parcă profită oarecum de ea, în sensul că el se trezește cu un copil. Se trezește cu un copil a avut mai multe femei de când, de când a crescut și a, una dintre ele a rămas gravidă și a venit la un moment dat și zice, ia, ia copilul, eu nu vreau să am nimic de -a face cu el, nu mă interesează și fuge. Și omul nostru se trezește copilul pe cap și la cine apelează? La Aurora, care era prietena lui cea mai bună. Cumva o convinge pe Aurora să-l ajute până reușește să le spună părinților și așa mai departe. Ea cumva îi cam crește copilul și el este un pic cam copilăros așa. Este un pic copilăros, este un pic uh, irresponsabil cu gândul un, fix unde nu trebuia. Adică pus pe violență, pus pe, uh, a distruge, chestii de genul. Încearcă să dreagă lucrurile, dar le cam drege mai spre final, așa. Dă cu buta în baltă mult. Dă cu buta în baltă mult și bine și o cam drege la final. Vă zic sincer, i-am dat 5 steluțe pentru atmosfera din carte. Pentru atmosfera cu toate personajele care îmi plac la nebunie. Na, toată familia din Camora. Pentru că au o familie superbă, este o familie mare. Ei sunt patru frați, fiecare cu nevasta lui, fiecare cu copiii lui și toată atmosfera asta de familie, toată atmosfera asta nebună din Camora, care este una dintre seriile mele, de fapt, nu, cred că este seria mea favorită de Mafia Romans, poveștile din Camora Chronicles. Mi-a plăcut atât de mult încât i-am dat cinci steluțe pentru că, zis, îmi place atmosfera, dar așa cartea în sine ar merita undeva la 3-3,5. Personajul masculin este cam bădăran, este cam um, irresponsabil, cam imatur și așa mai departe. Deci nu este personajul acela tipic care te face să te îndrăgostești, că până la urmă și taică că era nebun. A răpit-o pe mama, pe mama lor. Deci a răpit-o de la nuntă și a făcut-o să se îndrăgostească. Mă rog, ea a rămas gravidă. Deci și povestea lor este nebună, dar, dar, un responsabil, nu-și bate joc în opinia mea, nu știu, e altfel. Nu prea mi-a plăcut cum a pus problema cu copilul și cu fata asta. Practic, a profitat un pic de faptul că ea îl plăcea super, super mult. Dar, mai nice, în mare, așa, mi-a plăcut. În mare, toate mi-au plăcut. Chiar dacă unele cărți din toată această lume pe care a creat-o Cora Riley sunt mai slabe, citindu-le una după alta, mi-au plăcut. Îmi place această lume. Cam asta este cu By Frenzy I Ruin. Cita de cartea asta. The Packing the wrong number. Este o carte atât de dubioasă. Nici nu, vă rog frumos, nu mă întrebați de ce am dat 4 steluțe. Pentru că este atât de dubioasă. Dar am categorist-o fix la cărțile dark romance nebune duse pe arătură. Packing wrong number. Da, este... El este un jucător de hockey, mi se pare. Super bogat. Tai că sunt obliga să se căsătorească cu nu știu cine, să mă rog, să cucerească o fată dintr-o familie tot așa bogată ca să le ajute cu afacerile. Și el dă un mesaj crezând că îi dă mesaj fetei respective, îi dă un mesaj la tipa noastră din carte și încep să aibă niște conversații dintre astea puse pe flirt așa un pic. El nu-și arată fața o perioadă, dar el descoperă cine este ea și e un pic de la acolo, e un pic de, un pic mai multă obsesie din partea lui că atunci când ajung să fie împreună cei doi, el ajunge să fie super obsedat la modul să o ține un pic cu forța, o cam ține cu forța pe fata noastră, adică vrea să ea vrea să plece, nu mai știu ce aflase, vrea să plece, dar nu prea o lasă și o ține cu forța și încearcă să explice, uite, s-a întâmplat asta, asta, asta. Practic o ține cu japca, dar după o perioadă e, a, mai ținut cu japca, japca pentru că mă iubești. Și se întâmplă în, în unele cărți, na, sunt cărți mafia, rome, sau mai știu eu ce, unde ea e răpită și așa mai departe și ajunge să se îndrăgostească un pic de Stockholm sindrom. Dar aici mi s-a părut un pic dubios. Trecând de această dubioșenie, mi-a cam plăcut cartea. N-am să mint. Mi-a plăcut. Da, nu este cea mai sănătoasă la cap carte, să fim serioși, ca multe dintre aceste cărți, dar mi-a plăcut. Este spicy, foarte spicy, se întâmplă și acțiune pe aici, pe colo, clar, adică nu este doar spice și chestii plictisitoare, este și puțină acțiune. Mi s-a părut chiar, chiar interesantă și vreau să continui cu această serie, că am înțeles că și celelalte cărți sunt la fel de nebune. Și am terminat. Am uitat mai aici să văd ce carte mai am pe listă, că, na, v-am mai este și luna octombrie. Stați mai sigur că asta este citită în octombrie. Ok, ok, stați așa, stați așa. Că v-am uh, povestit doar despre cărțile cite în iulie și august. Packing Room Number este în septembrie citită, Wild Eyes. Tocmai am realizat că v-am povestit uh, doar două cărți citite în septembrie și mai am o groază de alte cărți pe listă pentru luna septembrie, dar am să le las pe acelea. Și cele care sunt citite în octombrie am să fac un clip separat. Pentru că am vorbit atât de mult încât nu mai am memorie la cameră. Mi s-a umplut cardul de memorie. Și trebuie să editez acest clip ca să fie gata, treia să fie postat astăzi. Astăzi fiind marți. Dar, din păcate, nu o să reușesc să-l termin la timp. Am avut atât de multe lucruri de făcut și plus răceala care m-a cam dat un pic înapoi. Nu am apucat să filmez la timp, să fie gata pentru seara aceasta, așa că am să-l pun mâine seară. Presc aici avem deja destule cărți. Restul o să le vedeți la începutul lunii noiembrie. Am să vă povestesc pentru că am o groază de cărți mișto de arătat și pentru acel clip, așa că fiți pe fază, să vedem ce mai reușesc să citesc pentru această lună. Le adun pe toate și facem un clip după toată nebunia asta cu octobru. Așa că sper din suflet că v-a plăcut acest clip. Sunt tare curioasă ce ați citit voi din aceste cărți pe care vi le-am arătat. Ce v-a plăcut, ce nu, ce recomandări aveți pentru mine, evident, ca întotdeauna vă sunt tare recunoscătoare pentru toate recomandările voastre. Tot timpul le notez, le pun acolo pe Goodreads, le salvez și pe Amazon, în coș, pentru că nu se știe niciodată ce comandă mai dau. Cam asta este, oameni dragi. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe TikTok. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum. Vă aștept cu mare drag în comentarii și noi ne vedem mâine cu un clip nou. Vă pup, oameni dragi!